Vă salut, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre cele mai ciudate plante din lume. Pământul găzduiește aproape 300.000 de diverse specii de plante care echilibrează natura și viața pe pământ. Unele produc flori frumoase, cu miros plăcut, altele produc fructe bogate în nutrienți, altele au proprietăți medicinale, dar sunt și plante care au aspect foarte ciudat și chiar miros îngrozitor. Nepentes, planta ulcior. Este o plantă carnivoră cu aspect de ulcior, de unde îi se trage și numele. Originară din Asia de Sud-Est, cresc și se răspândesc precum vița de vie. La vârful fiecărei frunze se află câte un cârcel, care o ajută adesea să se cațere pe vegetația înconjurătoare. Planta are un miros atractiv, care o ajută să prindă cu ușurință prada. Insectele și animalele mici devin pradele principale ale plantelor ulcior. Se spune că este vorba despre unele specii de plantă care se pot hrăni chiar și cu șoareci. Cavitatea sa adâncă se umple cu un lichid special care o ajută la prinderea pradei. Planta are cea mai misterioasă structură a frunzelor și prezintă enzimi digestive speciale. Dionaea muscipula, cunoscută și sub numele de Venus flytrap, este o plantă carnivoră cu o formă bizară care se hrănește cu insecte mici. Viteza cu care se închide atunci când prinde o insectă este un semn al sănătății sale. Dacă se închide repede, înseamnă că este sănătoasă, dar dacă are o închidere lentă, este semn că ceva nu-i priește. În mod normal, Venus flytrap trăiește în locuri lipsite de oxigen, cum sunt mlaștrile, în special în estul Carolinei. Rafflesia Arnoldi este cea mai mare floare individuală din lume și se găsește în principal în pădurile din insulele Borneo și Sumatra. Crește până la o dimensiune de 3 metri și produce un miros neplăcut, iritant, de cadavru în descompunere, dar care atrage insectele. Titan Arum, floarea de cadavre. Floarea de cadavre este cunoscută în general ca Titan Arum. În lume este cunoscută ca fiind cea mai mare plantă cu înflorirea tulpinii principale ramificate. În timpul înfloririi, planta se ridică la 8,2 metri înălțime. Planta produce de asemenea tot un miros specific animalelor în descompunere care atrage insectele. Poate fi găsită doar pe insula indoneziană Sumatra. Mimosa pudica este cunoscută sub denumirea de plantă sensibilă sau plantă timidă. Este originară din America de Sud, dar poate fi găsită în zonele umede. Cea mai atractivă caracteristică a acestei plante este reflexul său la atingere, la scăderea temperaturii sau la lipsa luminii. Atunci când frunzele sale se pliază imediat, sistemul nervos primitiv din această plantă, care echilibrează fluxul de apă de sub frunze, provoacă această parte sensibilă a naturii sale. Lithops, piatră vie. Lithops este o specie de plantă suculentă din familia Aizoaceae, originar din Africa de Sud. Numele său provine din greaca veche, unde lithos înseamnă piatră, iar ops înseamnă față, făcând referire la aspectul său asemănător unei pietre. De fapt, forma sa unică este determinată prin contopirea a două frunze separate la marginea exterioară ale plantei. Frunzele acestei plante cresc în sezonul foarte ploios. Welwitschia mirabilis este o plantă extrem de veche, despre care se crede că datează încă de pe vremea dinozaurilor. Durata de viață estimată a acestei plante, cu aspect ciudat, este cuprinsă între 500 și 1500 de ani. Crește doar în zona deșertică a Namibiei și este una dintre cele mai rezistente plante din lume, putând supraviețui în multe condiții meteorologice extreme. Cel mai interesant lucru despre această plantă este că are două frunze care cresc continuu în timp. Hydnellum peckii, ciuperca dinților care sângerează. Este o specie specială de ciupercă ce produce un lichid care seamănă foarte bine cu sângele. Această plantă este cunoscută și sub numele de ciuperca dinților care sângerează. Această plantă ciudată se găsește în principal în America de Nord și Europa. Este comestibilă, dar acel fluid roșu are un gust foarte amar. baseball plant. Este cunoscută în general ca Euphorbia obesa și e originară din Africa de Sud. Planta seamănă foarte mult cu o minge de baseball și de aceea a fost botezată altfel. Este o plantă neramificată cu o înălțime medie de 20 cm. Este o plantă protejată deoarece este foarte rară în lume. White Bunberry. Această plantă cu boabe mici și albe, originară din pădurile din America de Nord, este de asemenea numită ochi de păpușă datorită fructelor sale în formă specială. Această plantă are o înălțime de 60 cm și are foarte puține frunze. Tulpinile sale groase și roșii arată atractiv, dar boabele sale mici și albe nu măsoară mai mult de 6 mm și sunt toxice. Noi cam atât am avut de spus pentru astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe la această pagină. Vă mulțumesc!